dată însă trimite Modest. Noi revedem șansa uriașă. E offside acolo, sau cel puțin poziția lui Calcan este una dubioasă. Faza a mers mai departe, alunecă însă Calcan fix în momentul execuției, în momentul finalizării, iată, îi fuge piciorul de sprijin, iar Bălgrădean are un reflex de zile. Încheie această acțiune de unul singur, corner, și este ocazie uriașă a lui Planici. Mingea atinsă de fundașul oaspeților lovește bara. Da, au mare noroc și la această fază băieții lui Gică Hagi. Iată-l pe Planici urmărind cu atenție acea minge deviată de un coleg de-al său, Dene Delcu. Bara este însă aliatul portarului Cojocaru. Rul a fost executat de Man, acum Calcan, blocat prin fault de Romario Benzar. Benzar are un cartonaș galben, Benzar îl ia pe al doilea și este eliminat în minutul 61. O lovitură teribilă primită de cei de la FCSB. Benzar eliminat pentru două galbene. Da, oprește o fază care putea fi periculoasă. Să vedem însă ce se întâmplă, sau ce s-a întâmplat la reluare. Calcan provoacă din nou daune FCSB-ului, așa cum a făcut în partida de pe Arena Națională când a scris. Acum provoacă eliminarea unui jucător foarte, foarte important, Romario Benzar. Da, îi pune mâna în față. Da, știind că a pierdut duelul, că a fost depășit de minge. La Paris, România conduce cu 2-1 în setul decisiv. Și Iulian Cristea colaborează la această construcție. Man pentru Noere, fanionul rămâne jos. Noere și gol! Edi Arlen Noere, FCSB conduce, viitorul la Ovidiu. Deși este în 10 oameni, Noere cu a 15-a reușită personală din acest sezon. Ați să vedem momentul plecării lui Noere. Senzația mea este că Ghiță îl scoate din offside și da, Ghiță este deja în partea închisă de gazon, Noere este în partea deschisă. Cred că decizia asistentului Danșa este una cât se poate de corectă. Entuziasmată de ultimele minute, viitorul a fost prinsă, descoperită. Meciul devine și mai interesant decât a fost până acum. Vă reamintim, FCSB este în 10 oameni după eliminarea lui Romario Benzar din minutul 62. Atunci Benzar a luat al doilea cartonaș. E al doilea galben, da, pentru Achim. Și egalitate numerică. Achim este consternat, nu înțelege ce îi se întâmplă. Aș vrea să văd dacă e simulare. Aș vrea să văd și ce s-a întâmplat cu Ciobanu ceva mai devreme. Nu știu dacă e timp de atâtea relori. Este contact, dar nu e simulare în niciun caz. În niciun caz nu este simulare. La pie, cu siguranță este un contact acolo, e adevărat, exagerează și Achim, da, dar nu și, e de galben. Poate și da, în intenția de a levita pe... Corect, da. Nu, pe Teixeira, nu este simulare. Nu pare un gest prin care Achim a încercat să-l păcălească pe arbitru. Nu, este contact evident, iar Achim încearcă să... Și la Ovidiu, atunci când era eliminat Ghiță, recuperarea lui Teixeira, bară! Teixeira! Ocazie monumentală, cred că ar fi putut să închidă meciul dacă ar fi marcat pentru 2-0. O eroare imensă în defensiva viitorului, de care Teixeira nu reușește să profite până la final. O nouă bară, a doua a celor de la FCSB de-a lungul acestei partide. Nedelcu trimite mingea în afara stadionului. Da, meciul se anunță exploziv în acest ultim sfert de oră. Orice eroare o poate costa pe echipa lui Teja titlul.
penalizare, dar nu este suficient de limpede. Boboc, întâmpinat acum de Man, Boboc reușește combinația cu Drăguș. Boboc și este gol! Gol, 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 gol! Combinație senzațională a viitorului. Îl scrie Ianis Hagi. Ianis Hagi ajunge la 10 goluri marcate în acest campionat. Punctează din nou capitanul viitorului într-un meci împotriva FCSB-ului, așa cum s-a întâmplat și la precedenta confruntare dintre cele două formații. Atunci a înscris din penalti pe Național Arena. Acum Ianis înscrie la finalul acestei acțiuni, o acțiune desenată perfect de trupa lui Gică Hagi, apariția lui Boboc, o combinație letală, mingea ajunge la Ianis, e adevărat, capitanul gazdelor are și o doză de șansă, combinația lui Boboc cu Drăguș îl aduce în poziție de finalizare pe Ianis, bară gol, 1-1 și vom avea un final de meci incandescent aici la Ovidiu. Planici încă o dată foarte aproape să intervină, așa cum a făcut-o de 3 sau de 4 ori în această seară aici la Ovidiu. Un meci foarte... Acel balon, uluitoare ocazia oaspeților. Publicul simte gust de sânge și cere viitorului să meargă repede către poarta celor de la FCSB. Ianis întoarce pentru Eric. Eric, Eric! Blocat de Crista! Ce final de meci avem la Ovidiu! Încă o dată, uriașa ocazie, una dintre cele mai mari ocazii din acest campionat, șansa FCSB-ului de a închide meciul, centrarea lui Noere nu este recepționată acolo nici de